Unul dintre proiectele comunei Vima Mică aflate în derulare este finalizarea instalației de încălzire la școala din centrul de comună. Școala are o suprafață de 623 de metri pătrați și în momentul de față încălzirea este realizată prin centrala electrică, urmând ca în viitor să fie folosit un tip de încălzire alternativă. În primul rând, proiectele în derulare, vrem să finalizăm instalația de încălzire la școala Vima Mică, școală intrată în programul de reabilitare totală, în care am fost selectați între mai multe comune care vor folosi încălzirea alternativă, folosind sursa de energie pământul, un program nou finanțat prin Banca Mondială. Instalația în școală e realizată, încălzirea în parduseală, fără calorifere, fără radiatoare, deci cea mai nouă tip de încălzire existentă, dar suntem într-un impas, fiindcă puțul forat nu asigură debitul de apă necesar funcționării instalației cu pompe de căldură. A fost luată hotărârea de a se face demersurile necesare pentru obținerea de noi fonduri prin programul Casa Verde pentru a realiza o nouă metodă de încălzire prin folosirea unor conducte încorporate în pământ, mai precis folosind freon ecologic.